Fero, iubim apa. Bun găsit la o nouă ediție Cine ești tu? Azi l-am alături pe Cosmin Sicora, directorul grădinii botanice din Cluj-Napoca. Domnul Sicora s-a întors recent dintr-o expediție în Siberia și ne va povesti câteva întâmplări foarte interesante. Bine v-am găsit, domnule Sicora, mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Cu mare plăcere și eu vă mulțumesc pentru invitație. Spuneți-ne câteva cuvinte despre dumneavoastră pentru început, să vă cunoască telespectatorii mai bine. Da, deci de formație sunt cercetător științific în domeniul biologiei, am absolvit biologia la Universitatea Babeș-Bolyai în Cluj-Napoca. După aceea a urmat o serie de stagii de pregătire post-universitară în străinătate. 10 ani am fost plecat din țară până la diferite, deci la diferite, cu diferite burse, să spunem. Am început cu o bursă UNESCO la Szeged, la Centrul de Cercetări Biologice de acolo, care e un centru recunoscut pe plan internațional și absolut ajungem extraordinar. Și la asta, dar spuneți-mi, da, de cât timp practicați biologia? Biologia o practic sau sunt pasionat de biologie încă din copilărie, pentru că am crescut într-o zonă rurală, la țară, între Cluj și Sălaj. Și într-un fel am luat contact cu natura încă de atunci. După aceea, sigur, și în școala primară și liceală de la Jibou, în județul Sălaj, profesorii de biologie de acolo știau să ne insufle o pasiune pentru aceasta, sau cel puțin celor care eram mai interesați. Ce metode aveau? Și se făceau așa o școală mai clasică, să-i spunem, sau mai tradițională, dar care era foarte atractivă pentru că se făceau și demonstrații practice și mergeam și pe teren și se făceau disecții și se făceau lucruri care erau sau diferite de doar învățarea unor noțiuni din teoretice, manual. Da. Și asta ajuta într-un Ați fel. Ați început cu disecții pe broaște? Cu disecții pe broaște, într-adevăr, și da, da, da. Și mă gândesc că era o distracție pentru băieți, mai mult decât o muncă de cercetare. Da, era mai distractiv pentru băieți, mai ales pentru că noi aveam sarcina să le spinalizăm, adică să le pregătim pentru disecție. Fetele, în general, se mai temeau să pună mâna pe broască, deși nu toate, că erau și unele care erau mai curajoase. Și aveați și colecții de insectare, ierbare? Da, am făcut ierbar în primii ani, după aceea insectar și deci inevitabil, prin aceste activități, școala te îndemna practic să ieși în natură și să cunoști natura. Pentru că, până la urmă, a o proteja înseamnă a o cunoaște. Nu poți să protejezi ceva ce nu cunoști, asta în general vorbind. Și atunci, faptul că, ca și elevi, eram obligați, într-un fel, să facem aceste colecții de plante, de insecte, ne ducea în natură și ne făcea să luăm contact cu natura. Și, în felul acesta, unora care, probabil că aveau și ceva genetic sau vreo atracție mai deosebită spre partea aceasta, au văzut că e ceva interesant. Credeți și au putut că merge pe dumneavoastră care aveți vreo genă pentru natură moștenită de la cineva din familie? Nu știu dacă am o genă, că nu știu dacă există o genă pentru biologie, să zicem așa, dar e un fapt în sine că și părinții mei sunt profesori de biologie și deci cumva în familie există atunci un pic de explică tradiție pe latura aceasta. Dar, da, greu de spus dacă e o genă în sine. Da. Părinții organizau excursii în natură, vă duceau? Da, 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 mergeam împreună cu ei și cu bunicii la țară, vă spun, deci pădurile din zona aceea le-am bătut la pas pe toate și știam toate stâncile și peșterile și animalele și, mă rog, obiceiurile ale animalelor pe care le vedeai empiric atunci ca și copil, le-am regăsit ulterior în manualele pe care le-am studiat la facultate și deci
erau niște lucruri frumoase care se, și sunt și acum, sunt convins. La țară, din păcate, tinerii noștri de acum nu mai ies atât de mult în natură pe cum se mergea atunci. Mergeam cu oile la păscut, pe dealurile din zonă. Chiar vreau să vă întreb ce animale creșteau bunicii. Timp îndelungat acolo cu ele și da. Na, era un contact așa foarte intim și apropiat cu cadrul natural. Și cu asta în vacanțe. În vacanțe mergeați la stână? În vacanțe, în general, da. Și în vacanțele, mai ales în toamnă, iarnă, când oile erau aduse în sat la noi acasă, atunci era sarcina mea să ies cu ele când timpul permitea și nu era zăpadă, pe pășunile, pe dealurile din zona noastră de acolo. Acum s-a schimbat, nu mai e așa. Deci acum foarte puține animale au mai rămas la oameni și se cresc așa mai centralizat, să zicem, în turme organizate. Deci, da, sigur, lumea se schimbă. Și ce amintire aveți de atunci, de când mergeați și cu oile? Și ați întâlnit ciobani care să vă spun anumite povești interesante? Da, era un adevărat folclor, să zicem, local. Deci, inclusiv jocuri. Erau anumite jocuri pe care și ciobanii și ceilalți de acolo le știau și cu care ne jucam ca să mai treacă timpul, că inevitabil te plictiseai la un moment dat. Da, te plictiseai la un moment dat. Și atunci erau anumite jocuri pe care le practicam și era interesant, era o activitate plăcută. Eu am învățat de la ei care fructe sunt comestibile, care nu sunt comestibile, ce se poate consuma de pe deal în perioada respectivă și da, a fost cu siguranță un contact, un prim contact cu natura care m-a lăsat urme în timp, zic eu. Și v-ați decis de mic să... Știați ce veți face de mic, să faceți carieră nu în biologie? Nu exact, dar probabil că da, da, da. Cu siguranță în liceu mi-am dorit să merg la facultatea de biologie. Părinții ar fi dorit să merg spre medicină, dar am preferat să merg la biologie pentru că mă simțeam mai atras de, tocmai de natură mai mult decât de... Sigur, și medicina e o meserie nobilă și a vindeca oameni e un lucru deosebit și extraordinar, dar simțeam că atracția mea e mai mult spre natură, spre a cunoaște natura, spre a vedea ce și cum funcționează ea așa intim și intrinsec și nu regret nici acum alegerea făcută pentru că e într-adevăr un lucru aproape inițiatic, am putea spune, un biolog care e pasionat și care s-a format așa cum trebuie pe domeniul acesta, vede lumea cu alți ochi, să știți, te duci pe teren și în natură și vezi altceva, vezi plantele din altă perspectivă, vezi animale, înțelegi relațiile dintre ele, de ce sunt așa, de ce se manifestă așa. Lucru care îl fac și eu acum cu copiii mei și încerc să le explic lucrurile astea, nu neapărat în ideea de a deveni și ei biologi, că nu, asta este scopul, dar de a-i face să fie mai conștienți un pic de lumea în care trăim. Și cred că e important. Aveți doi băieți care sunt în școală, da. Sunt pasionați de biologie. Am doi băieți, unul de 6 ani, unul de 13 ani. Să vă trăiască. Sunt pasionați de biologie, nu exagerat, deci așa, la modul rezonabil, să zicem. Cel mare vrea să facă inginer, deci probabil că nu o să fie biolog, dar poate se răzgândește între timp. Îi place să meargă și lui, îi place să meargă în natură și să vadă plantele, iar cel mic, la vârsta asta e foarte atras de tot felul de animale și insecte și vrea să le vadă câte picioare are să zicem, un paianjen față de o muscă, nu? Că paianjenii au 8 picioare și insectele clasice au doar 6 și de ce și cum și... Deci, da, bine, trăim la țară, practic, și atunci inevitabil și ei nu mai au chiar așa un contact cât mi-aș dori sau cum am avut eu cu mediul natural, dar trăind acolo e un pic altfel decât într-un oraș bănesc. Aveți și animale? Creșteți și animale? Nu foarte multe, că nu ne permite timpul, practic. Suntem plecați cu toții, că toți facem naveta, ei la școală, noi la servici. Și deci mergem dimineața, ne întoarcem după masa, uneori mai târziu, în funcție de program și nu avem așa un timp încât să ne permitem să creștem, dar avem căței, avem pisici, avem animale din acestea mai ușor de întreținut, ca să zic așa. Și copiii au ales numele pentru câini, pisici sau da, dumneavoastră? Da, da, ei au ales și plante, deci cultivăm plante, asta ne place și mai ușor un pic și pe domeniul nostru. Dar nici asta la o scară, mai mult așa curiozități, să zicem, din domeniul plantelor.
Ce plante aveți acasă? Având în vedere că manageriați și grădina botanică, da, și sunteți mereu înconjurat de plante, unele rare, exotice, acasă acum ce creșteți? Acum nu avem plante rare și exotice. Eu sunt cumva de părere că, sau îmi place mai mult să merg și să am natura, nu știu cum să zic, mai așa neatinsă și mai natural. Deci n-am încercat sălbatică să forțez plante exotice să le cresc la noi în condițiile României și a Transilvaniei, numai ca să arate bine sau frumos. Și de multe ori am preferat să aduc plante de pe dealurile din jur în curte sau în grădina noastră, în ideea că unele sunt foarte frumoase, cunoscându-le, cum v-am spus, din copilărie. Și am zis, de ce nu decât să aduci, eu știu ce, tuia sau alte plante care nu sunt autohtone, mai bine să poți să faci amenajări cu plante locale de aici, de la noi, care sunt și adaptate foarte bine și nu au probleme cu clima și sunt și frumoase, pot fi și frumoase. Dar avem anul acesta, a fost anul dovlecilor și ai... în sensul că am avut mai multe soiuri de astfel de dovleci, unul chiar foarte interesant, care le-a plăcut copiilor foarte mult, un dovleac cenușerea, să-i spune. E de fapt un soi franțuzesc, Rouge Vif de Champ, care e un soi vechi, tradițional. În piața din Paris de la 1800 erau numai dominate de acest soi. E soi acela de dovleac din filmul cu cenușereasa, din care se face caleașca. Deci un dovleac mare, roșu, frumos, roșu aprins și care arată deosebit. Și care a mers foarte bine în condițiile de România și care chiar cred că o să-l cultivăm în continuare, că e foarte, foarte interesant. Sunteți și adeptul hranei bio, adică să mănânci din ceea ce produci în gospodărie? Da, la modul ideal, așa aș prefera, sincer, vă spun. Deci, fiind prin multe țări în străinătate, înainte de a veni înapoi în țară, am văzut regimul ăsta alimentar modern și cu hrana procesată și super procesată și chiar, practic, ce ne-a lipsit, printre alte lucruri și familie și așa, de la România a fost, de fapt, hrana bună care o găsești încă în satele românești. Să știți că e o comoară care încă o avem la noi în țară și care puțin o conștientizează. Mai ales fructele, soiurile de mere tradiționale care încă sunt în satele noastre și care au dispărut. Practic, au dispărut din toată Europa și America și restul țărilor, e un patrimoniu genetic pe cale de dispariție și la noi, din păcate, și care ar trebui conservat. Noi chiar avem eforturi pe domeniul ăsta și la grădina botanică, pentru că lumea acum cumpără puieții din câteva, vreo 5-6 soiuri comerciale și sunt 10. Am colectat, la centru din Jibou, am colectat peste 200 de soiuri de măr tradițional din zona Transilvaniei doar. Și sunt mult mai multe. Suntem doar la vârful icebergului. Și de aceea am și acasă meri de 50-70 de ani. Nu fac ei cele mai extraordinare mere și nu întotdeauna și nu o producție deosebită, dar nu trebuie stropiți așa de mult, trebuie doar întreținuți mai puțin și au niște mere mai altfel decât cele din comerț. Și plăcinta cu mere cine o face? Dumneavoastră sau soția? Eu o face soția, dar eu sunt responsabil cu culesul și cu procesarea. Uscăm mere, deci încercăm să, dacă tot am venit și stăm la țară, am zis, mai hai să beneficiem cât mai mult de locul acesta și să într-adevăr să avem produse, pentru că până la urmă omul este și ce mănâncă de foarte mult din ce sau din constituția noastră vine din alimentație și cred că e important să încercăm să mâncăm local, știți, să nu mâncăm hrana adusă de la mii de kilometri, care e inevitabil, e conservată și procesată excesiv, pentru că altfel nu ar putea fi adusă și atunci de ce să nu ne întoarcem un pic spre ce avem în jurul nostru? Ar fi păcat să stai nu la țară și să cumperi ouă aduse de nu știu unde, când acolo toată lumea are ouă în curte. Nu? Și să înțeleg atunci că nu cumpărați fructe și legume din magazine sau foarte rar? Unele le mai cumpărăm, dar încercăm pe cât posibil să ne autogospodărim. Iarăși, problema este timpul. Nu am nici eu, nici soția și cu copiii acum, dacă crezi, poate o să ne mai ajute timpul necesar să facem așa o autogospodărire totală. Nu vă spun anul trecut, că era anul acesta, a fost anul dovlecilor, anul trecut a fost anul cerealelor. Deci am cultivat grâu, am cultivat niște soiuri mai vechi de grâu, spelta și din acestea care erau în perioada antică
și pe care le-am și procesat manual, pentru că suprafața era foarte mică, nicio mașină din această mare de procesat nu ar fi încăput acolo. Le-am cosit cu mâna, le-am bătut cu mâna, le-am vânturat, cum se făcea. Sigur, am ajuns la concluzia că le era foarte greu oamenilor pe vremuri și că e mult mai simplu acum să vii cu o secerătoare din aceea și să obții boabele pur și simplu. Dar a fost greu, care practic a fost produs absolut bio, ca să zic așa, și fără niciun tratament, și care avem și o mică moară în casă pe care, care îl măcinăm, produci făina și miroase absolut extraordinar, și pâinea făcută din făina proaspăt măcinată e cu totul altceva decât cea care se găsește în mod normal. Deci, da, mă încercăm să mai facem. Am vrea să ne facem și brânzeturi și din astea, dar încă nu avem timpul necesar pentru toate acelea. Pentru că lapte există în sate, iarăși, găsești lapte, găsești carne, găsești ouă. Nu toate trebuie să le produci tu în sine ca persoană, le poți și într-un fel îi susții pe cei de acolo care produc, pentru că mi se pare normal. Nu putem și să fim și fermieri și de toate, dar putem să folosim produsele de acolo. Care sunt alimentele dumneavoastră preferate, dacă ar fi să faceți un top 3? Greu de spus. În general îmi plac produsele tradiționale, pe latura aceasta așa de, eu știu, prăjituri, cozonaci, ce se mai făceau pe acolo, pe la noi, plăcinte, lucruri de genul acesta. Și sigur, probabil că fiecare om are, am niște mâncăruri rămase care așa favorite de la bunici, practic. Am stat în perioada aceea când eram la grădiniță cu bunicii și mi se pare că nimeni nu le mai face cum le făcea bunica, pentru că gustul ăla probabil a rămas întipărit cumva în memorie, exact. Și acum nu mai regăsește, din păcate, gustul acela. Dați-ne un exemplu. Probabil că va fi la fel cu copiii mei, care o să-și amintească gustul bunicilor mei de acum, părinților mei. Mi se pare că maică-mea nu mai face mâncărurile cum le făcea bunica, dar asta este. Nu știu, tocărițele alea tradiționale, de cartofi, de fasole, de tot felul, după cum era sezonul, de fapt. Se foloseau, foarte puțin se cumpăra în perioada aceea când eram eu copil. Deci, mamii nu prea cumpărau decât puține lucruri, nici nu prea se găseau multe, drept ca și acum. Și foloseau, în general, hrana care exista acolo. Mi-ați spus că ați făcut studii în mai multe țări. Ați început cu Ungaria, ați ajuns să treceți și oceanul. Da. De ce v-ați decis să mergeți în străinătate să studiați? Din două cauze, să zicem. Una independentă și una dependentă de mine. Deci, întotdeauna cred că trebuie și un pic de șansă sau noroc sau oportunitate sau, eu știu, așa. Deci, am obținut o bursă prin competiție. Puteam să nu obțin și probabil era altfel viața mea, pentru că în străinătate mi-am cunoscut și soția și deci... Deci a fost momentul de răscruce. Probabil că altfel ar fi arătat Cosmin Sicora acum, dacă nu mergeam, dar pe de altă parte am și vrut să merg, bineînțeles, nu am mers forțat. Deci am aplicat pentru o bursă la centrul acesta din Seged. Lucram atunci, practic, mai puțin de un an la Centrul de Cercetări Biologice din Cluj și tocmai ce absolvisem studiile aprofundate, nu erau master pe perioada aceea, studiile aprofundate, și bursa era o bursă prestigioasă, dar care se acorda tinerilor fără o experiență în domeniul cercetării, tocmai pentru a-și forma această experiență, și era dedicată țărilor din jurul. De fapt, centrul este în Seged, dar e făcut de UNESCO, finanțat de UNESCO, pentru a fi un centru zonal. Deci și pentru România, țările iugoslave și nu numai. Deci am avut colegi veniți din Canada, din Franța, din țările asiatice. Dar dumneavoastră știați câteva cuvinte și în maghiară? V-ați împrietenit cu localnici? Nu știam foarte mult. În satul nostru, nefiind maghiari, etnici maghiari, nu știam foarte mult, dar știam pronunția. Adică ardelenii, în general, pronunță bine sau pot să pronunțe, pentru că după aia ne distram de bucureștenii veniți la bursă acolo, în Seged, care nu aveau mari probleme a pronunța anumite sunete în maghiară, care efectiv nu le ieșeau sau nu le auzeau. Nu ne venea cumva natural. Și apoi am avut și colege care erau românce, dar de naționalitate maghiară, și cu ele împreună am învățat
termenii uzuali ca să ne descurcăm în Ungaria, pentru că în institut se vorbea engleză, deci nu era o problemă, dar sigur, mergeai la piață, mergeai la cumpărături și trebuia să știi. Dar ce a fost foarte frumos a fost faptul că am fost primit de la început și asta s-a păstrat, sper că și acum, la centru din Szeged, într-o comunitate a studenților cu același tip de bursă. Și care locuiam toți într-o scară de bloc, erau apartamentele instituției și mergând așa necunoscut, sigur, mă gândeam cum va fi, cum o să mă descurc, dar n-a fost nicio problemă pentru că imediat m-au luat în era acea comunitate. Era un fel de gașcă mare. Da? Și cu ei am învățat și am văzut ce trebuie făcut, de unde se merge, cum se merge, însă se lucra foarte mult. Deci mergeam dimineața pe la 8 la institut și veneam seara pe la 10-11. Nu mai era timp de distracție, era, de ieșiri în oraș. Bine, după ce ne întorceam, ne mai distram noi între noi acolo un pic cât puteai, dar sau în weekend-uri și făceam unele petreceri și mergeam și vizitam. Deci era un fel de obicei ca anii mai mari să ia pe cei nou veniți și să facă o tură a orașului Szeged, să le prezinte arhitectura, structura orașului, istoria orașului. Lucru care după aia l-am preluat și eu când am rămas acolo. Am stat 5 ani în Szeged și i-am dus pe cei nou veniți și le-am explicat despre oraș și despre ce se întâmplă. Da. Și eu făceam petreceri de Moș Crăciun și de Halloween și tot felul de lucruri de genul ăsta. Unde v-ați costumat și Moș Crăciun? Da, am fost vreo 3 ani, am fost și eu Moș Crăciun, mai spre sfârșitul stagiului de acolo, da. Și mulți dintre cei tineri își amintesc de mine ca de Moș Crăciun, dar eu i-am prins pe alții, bineînțeles. A fost o perioadă foarte frumoasă. Bine, eram și tineri, era o altă viață, aveai și... Sigur, eram conștient de importanța faptului și a lucrului pe care îl facem acolo și îl făceam foarte riguros și ne bucuram într-un fel că avem șansa să lucrăm în astfel de laboratoare și de atmosfera care era foarte apropiată. Și acum sunt prieten și am rămas într-o legătură cu colegii din vremurile acelea care sunt împrăștiați în toată lumea, practic, din Japonia până în Chile și Statele Unite și peste tot. Și ne mai întâlnim în Arizona când am fost, ne-am întâlnit cu un grup din zona respectivă care au venit acolo și ne-am făcut o întâlnire, să zicem așa. Acolo v-ați cunoscut și soția în Szeged? În Szeged, da. A venit și ea după 2 ani și ne-am cunoscut și am rămas împreună. După aia am plecat împreună, de fapt. De a fost studentă la același institut? Ea a fost, da, în același institut în Szeged. De fapt, într-un centru. Este un centru de cercetări și sunt 5 institute în aceeași clădire. Într-un alt institut, dar în aceeași clădire, în același centru. Ea era pe partea de biochimie, eu eram pe biologia plantelor, deci un pic diferit ca tematică. O să vă întreb, a fost chimie sau dragoste la prima vedere? Da, destul de la prima vedere. Cel puțin din partea mea, nu știu din partea exact. Dar, până la urmă, da. S-a legat legătura într-o perioadă destul de scurtă de timp, așa povestind și plimbându-ne prin parcurile și zonele Szegedului și m-am rămas. Și cererea în căsătorie a fost făcută în natură? În natură, da. Natură. Cumva de așteptat. În natură a fost, într-adevăr, da. A fost. Și acum, când mergem în Szeged, să știți, parcă suntem acasă. Deci știm zonele, știm străzile. Deși sunt ani de când n-am mai fost, parcă în momentul când ne-am dat jos din mașină, parcă retrăiești perioada respectivă și ieși din nou acolo și mi se pare foarte familiar. Asta e un lucru interesant și probabil, na, firesc. Da, perioada studenției e de neuitat, oriunde ești. Da. Și după aceea ați călătorit spre Canada? După aceea, după căsătorie? Deci după ce am terminat și după ce ne-am căsătorit și după ce am terminat doctoratul acolo și amândoi practic am terminat doctoratul, cred că am mai stat mai puțin de un an și am obținut o bursă NATO la Universitatea Mount Allison din Canada, dintr-o provincie micuță, New Brunswick, nici nu știam de provincia respectivă, numai spre rușinea mea. Foarte puțin cercetători obțin, să spunem, burse NATO. Cum ați ajuns? Am aplicat pur și simplu, dar având fundamentul și rezultatele de la Szeged, da, am avut șansa să obțin acea bursă. Am aplicat cu profesorul din Canada,
Era NATO, pe vremea aceea avea un program NATO Science, îi spuneau ei, deci, în care se implicau și în partea științifică și acordau astfel de burse post-doctorale, după doctorat. Erau criterii foarte stricte sau erau criterii mai stricte special? Și se aplica la nivel mondial, practic, din toată lumea. Chiar am zis că eu am prins perioada, practic, nu mai era obligatorie armata în România. Și având bursa NATO, am zis, acum mi-am făcut și eu stagiu militar, cumva, în NATO, în felul ăsta. Dar, sigur, pe partea științifică, nu pe partea militară, și studiile erau legate de plante și nu de, mă rog, de plantele inferioare, de cianobacteriile cu care lucrăm noi, de fapt. Și, deci, a fost și acolo o perioadă frumoasă, pentru că am văzut o altă lume. Și Canada și Statele Unite sunt un pic diferite față de noi, de România. Dacă și... ar fi să sumarizați, nu știu, trei diferențe între sistemul lor de învățământ și al nostru? Pun accentul mult mai mult pe partea practică și pe descoperire individuală, adică pe faptul că studentul în sine trebuie să aibă un acces așa direct și nemijlocit la tehnicile și la, eu știu, aparatura care se folosește în laborator. Deci, fiind acolo, nu eram profesor, nu predam, dar lucram în laborator și aveam studenți care își făceau tezele de diplomă și cu care lucram în laborator, și faptul că veneau la început, efectiv, fără niciun background, fără niciun pic de cunoștințe în domeniu, dar foarte repede vedeam că îi ajută faptul că lucrează în laborator și că văd cum se face lucrul, nu numai citesc și învață. Și asta conta, cred că, sau este una dintre lucrurile foarte importante pe care ar trebui să punem accent și noi mai mult și la noi în țară acum, și care dă rezultate. Și lucrul ăsta se vedea și în Finlanda, după aceea am văzut la fel, sistemul de învățământ mult mai axat pe parte practică decât pe parte teoretică, într-un fel. Faptul că ați avut succes încă din tinerețe, să obțineți o bursă NATO, să călătoriți în străinătate, nu v-a schimbat? Ați rămas cu aceleași valori, principii? La nivel personal, da, inevitabil te schimbi prin experiență, că vezi altceva și înveți lucruri noi și vezi oameni diferiți și cumva îți lărgește așa viziunea și asupra oamenilor în general. Devii poate mai maleabil și mai ușor de acceptat diversitatea, pentru că nu toți suntem la fel și trebuie să lei pe fiecare cum este și să găsești sâmburele acela bun și pasiunea aceea care o are în interior și să o pui în valoare, ca și asta, ca și vorbind ca și cadru universitar, ca și profesor, chiar și la liceu și în alte, la alte niveluri. Ne puteți da exemplu de să zicem, o prejudecată cu care ați pornit de acasă, pe care poate avem mulți dintre noi și a fost demontat acolo în state, în Canada? Faptul că ei sunt mult mai apropiați sau mai deschiși față de necunoscuți. În general, în Europa, nu numai în România, deci nu e o prejudecată numai a românilor, aș zice a europenilor în general, pentru că am simțit-o foarte puternic și în Finlanda. E lipsa de încredere omul, față de străini. Da, în general are o reticență față de noul venit și față de cineva nou. Deci în laborator, în Finlanda, a durat 2 luni de zile până colegii au început să discute cu mine, să discutăm. Dacă îi întrebai ceva, îți răspundeau, dacă le cereai ajutorul, te ajutau, dar nu era relația aceea interumană, să zicem, mai apropiată. Și după aia mi-am dat seama, în timp, că de fapt era o dorință lor de a nu intra în spațiul tău intim, de a nu te pune într-o situație sau așa. Pentru că după aia am devenit foarte bun prieten și după aia nu mai era nicio problemă și discutam și glumeam și ne salutam de la început, dar la ei există și la noi există limita aceasta. Pe când în Canada și în Statele Unite nu e așa. Deci, bine, în Canada am fost într-un orășel micuț. Universitatea are cam 5.000 de studenți și orașul are 5.000 de locuitori. Deci când sunt studenți acolo, se dublează populația orașului. Dar lumea se salută pe stradă, așa cum se salută în sate la noi. Lumea e foarte deschisă, șoferul de autobuz te întreabă ce mai faci, dacă știu că s-a întâmplat că aveam aceeași haină cu altcineva și zic, a, uite, avem haine la fel, că suntem așa. Deci există tipul ăsta de interacțiune care măcar la suprafață, că acum nu ai timp să intri într-un contact apropiat cu persoana respectivă, dar nu te simți străin și cred că asta contează, pe când în Europa te simți un pic străin la început, cel puțin. Și cred că ați văzut mai multe zâmbete pe stradă decât la noi, din păcate. Da. Bine, acum cât s-a putut în Canada, fiind extrem de rece iarna, noi am mers în ianuarie
și era minus 15 grade și era cald. Am prins și temperaturi de minus 40 de grade și lumea, sigur, la temperaturile destul de înfofolită și de acoperită, dar, în general, da, sunt oameni deschiși. Și mergeam pe jos la universitate, nu vă spun, deci 10 minute făceam sau 15 minute pe jos și aveam barba plină de țurțuri, dar serios, așa, de gheață. Și la un moment dat simțeam efectiv că mi îngheață lichidul din ochi și îmi țineam mâna să suflu aer cald pentru că era extrem de rece. Și venea câte o furtună de zăpadă foarte rapidă. Atunci nu se mergea la serviciu, era într-un fel, bine, stăteam acasă și ne uitam pe geam cum cresc troienele afară. Și după aceea toată lumea se făcea un cerțenin albastru frumos și toată lumea cu lopata să ne dezgropăm mașinile, să vedem pe unde e drumul, pe unde e... Așa, deci era... Mie mi-a plăcut, nu știu, îmi place un pic climatul ăsta rece, parcă am așa o afinitate mai mare. M-am adaptat relativ ușor. A fost o pregătire pentru Siberia, fără să știți dumneavoastră că veți ajunge acolo. Și pentru acolo. Siberia și după aia de acolo am mers în Finlanda și după aia din Finlanda am mers în Arizona, însă în deșert, unde, sincer, îmi făceam probleme că va fi foarte cald. Și într-adevăr, acolo au fost temperaturi de peste 45 de grade în perioada Cum de vară. Organismul se adaptează la orice, deci omul este... un mecanism din acest, sau are mecanisme de adaptare deosebite și durează, într-adevăr, o săptămână, două, trei, până te adaptezi. Era și extrem de uscat în Arizona. Umiditatea în aer era la 2-3% și efectiv, la început sufereai din cauza uscăciunii, transpirai, pierdeai foarte mult apă, dar nu te udai. Și cât ați stat? La noi. În Arizona am stat un an de zile. Și a fost și acolo deosebit faptul că, bine, natura e deosebită. Ești în deșert și arată cu totul altceva, altfel decât la noi. Dar... Cum arătau zi acolo? Ce făceați, practic? În mod normal mergeam la servici, dar zilele libere ieșeam cu băiatul mai mare, care e născut în Canada, și ieșeam cu mașina în zona aceea de deșert. Mie și de copil mi-au plăcut poveștile și cărțile cu indieni și cu așa, și exact acolo erau triburile de apași și de în zonele respective și era o plăcere să mergi să vezi cactusii aceia saguaro foarte interesant și deșertul respectiv și populațiile de V-ați dus printre ei? Ați încercat da, să da, da, am mers. Da. Bine, e un pic ei trăiesc un pic de diferit de restul, să zicem, populațiilor din zonă. Da. Da, am fost prin zona aceea, am fost la Marele Canyon, e absolut spectaculos și deosebit. Ce sentiment ați trăit acolo, la Marele Canyon? E un sentiment de uimire în fața măreției naturii. Și faptul că nu-l vezi de departe și nu te aștepți la el să fie așa. Deci, practic, am ajuns în parcul natural, fără să vezi Marele Canyon, era o pădure de pin. Și după aceea, efectiv, de la un metru la altul, deci într-un metru, te-ai trezit în față la prăpastia aceea enormă, de sute de metri în jos. Și mă gândeam la sentimentul care l-au avut primii oameni care au ajuns acolo, probabil, și migrau spre vest, când s-au trezit cu această imensitate de canion în față și pe care, probabil, că foarte greu l-au trecut sau au încercat să-l ocolească. Deși era extraordinar. Deci faptul ăsta că mergi și dai frunzele la o parte și ieși într-un canion de 4 km lățime și adâncime, e absolut extraordinar. Povestiți-ne și despre Siberia. Cum da, ați ajuns? Care a fost scopul călătoriei? Scopul călătoriei, obiectivul principal a fost unul științific, analiza schimbărilor climatice și efectului lor asupra pădurii boreale. Partea nordică a continentului nostru, hai să-i zicem continent, trebuie dar de fapt e și Europa. Trebuie să precizăm că ați plecat vara. În am plecat în luna iunie, 15 iunie, 16 iulie. Cam așa a fost perioada expediției. Am vrut să vedem deci, cum schimbările climatice actuale, încălzirea climei, afectează această pădure, care e o pădure de conifere, cum v-am zis, ce populează toată zona aceasta de și Europa și Asia, și care este un plămân verde al planetei. Ea ne dă oxigenul necesar refacerii tuturor a fost un studiu... mecanismelor. Da. A fost un studiu din partea Universității Babeș-Bolyai din Cluj, împreună cu Centrul de Cercetări din deci Jibou, o colaborare între Jibou și Cluj. A fost specialiști de la Cluj, a fost și personal tehnic și două mașini de la Jibou, una de la Cluj,
Am mers într-o echipă de 11 persoane, inclusiv un ziarist, Ager Press, a fost cu noi, un corespondent Ager Press, care a ținut jurnalul și a făcut prezentarea expediției. Și deci a fost o experiență foarte grea, pentru că a fost drumul extrem de lung. Cu ce ați mers? Cu mașina? Cu mașina. Cu mașina. Deci ați pornit din Cluj-Napoca și ați mers cu mașina până în Siberia? Din Cluj, 26.000 de kilometri aproape. 26.000 de kilometri în 31 de zile, ceea ce a însemnat condus de dimineața până seara, în fiecare zi, practic. Conduceați curând? N-a fost o zi. Eram doi șoferi pe fiecare mașină, ne schimbam, dar întotdeauna ne propuneam să ajungem la destinație undeva la 7-8 seara, niciodată nu se întâmpla, apărea ceva și ajungeam pe la 10 și ne dădeam seama că s-a schimbat și fusoral și nu-i 10, că e 11 noaptea și până ne cazam și până mâncam se făcea 12 și la 5 trebuia să pornim, la 4 jumate ne trezeam. Și deci asta a fost, primele două săptămâni au fost cele mai grele, cum a spus, organismul uman se adaptează la mediu și după aceea încet ne-am obișnuit cu regimul ăsta foarte spartan. Dar care spartan. A fost cele mai grele provocări sau greutăți? Condusul. Condusul și teama, mai ales a mea ca și, să zicem, organizator și conducător al expediției, de a nu păți un accident. Pentru că sunt zone pustii de sute de kilometri, unde nu ai ajutor decât ce ai tu la tine să te descurci și dacă rămâi în pană acolo, cu siguranță nu mai ajungeam în 30 de zile înapoi, dura mult mai mult. Mi s-a întâmplat să se strice mașina? Da, am avut și probleme tehnice, dar cumva am avut șansa de a se întâmpla, deci am făcut pană exact în fața vulcanizării, să zicem. Deci puteam să o facem la sute de kilometri în mijlocul pădurii. Da, foarte interesant. Lucruri de genul acesta și orice probleme tehnice au apărut, le-am rezolvat rapid prin bunătatea oamenilor. Deci ar merita scos în evidență lucrul ăsta. Omul de rând, rusul de rând și populațiile din zona aceea, inclusiv a Caucazului, sunt niște oameni extraordinari care te ajută. Omul simplu este deosebit de ospitalier și la ei și de fapt și la noi. Și la noi era și în trecut. Și în statele românești exista acea cameră în fiecare casă de țăran unde era camera de oaspeți. Când dacă apare vreun oasp, vreun musafir, el este cazat acolo. E bine, același sentiment de solidaritate l-am simțit și la populațiile, că nu sunt numai ruși, deci că sunt o mulțime de popoare. Pe drum, până în sate sau în orașe și v-au cazat ruși? Da, sau ne-au ajutat pentru orice problemă am avut. Dacă am avut o problemă tehnică, ne-au ajutat. Unii absolut dezinteresați și fără să le plătim nimica. Sau dacă i-am rugat ceva, iarăși au fost foarte bucuroși să ne ajute. Lucru care a contat foarte mult. Și am simțit-o ca un ajutor deosebit, inclusiv poliția rusă, care ne-am temut la început un pic de ei, că erau tot felul de zvonuri și de prejudecăți până la urmă la noi în România, că vai, că poliția rusă e foarte dură și așa, dar a fost extraordinar de prietenoasă cu noi. Cei mai buni prieteni ai noștri ne-au fost polițiștii ruși, să știți, pe drumul acela și ne-au ajutat foarte mult. Și erau foarte, zâmbeau, deci faptul că te opreau și zâmbeau, știi, conta foarte mult. Nu mai era acea sentiment așa de seriozitate și de crispare. Și noi le zâmbeam și noi și bineînțeles că nu ne înțelegeam, că era diferența de limbă, inclusiv documentele noastre de călătorie nu ni le puteau citi, că erau într-un alt alfabet, dar se uitau la ele, râdeau, ni le dădeau înapoi, ne urau drum bun. Aveam avut un translator care ne-a facilitat conversația și deci, dar faptul ăsta, solidaritatea aceasta între populații, între oameni a fost deosebită. Și vă dați seama de aici și până în Vladivostok, practic la Marea Japoniei, la Oceanul Pacific, e o cale foarte lungă. În schimb, sunt și extrem de săraci, din păcate, deci oamenii o duc destul de greu în zonele respective. Bine, e pădurea asta imensă în care ei trăiesc, unde e ca un fir doar transiberianul, atât calea ferată cât și șoseaua și practic în rest nu mai există nimic. Dar deci chiar dacă sunt săraci, cum ați spus, sunt și foarte ospitalieri. Da, da. V-au pus la dispoziție un pat. Da, ne-au ajutat ori de câte ori, niciodată n-am fost refuzați. Ori de câte ori am cerut ajutorul, l-am primit din partea lor și uneori chiar, deci au lăsat programul lor care l-aveau, știi că la un moment dat trebuia să facem o asigurare la mașini și am rugat pe un băiat cu o mașină că unde s-ar putea face, el a zis, lasă că nu vă pricepeți oricum, zice, vin cu voi. Și și-a lăsat programul ce avea de făcut, a venit cu noi cu mașina, a stat vreo două ore până ne-am făcut asigurările. Deci, lucru absolut extraordinar care... Dar cu ce așteptări ați plecat de acasă? Cum v-ați imaginat că va fi Siberia, Rusia? Și cum ne-am așteptat că va fi greu, pentru că știam că drumul va fi lung
Și ne așteptam un pic la mai multă răceală, dar Rusia e o țară foarte frecventabilă din punctul ăsta de vedere și ca turist e o țară mai sigură ca și Statele Unite, cu siguranță, la nivel de, așa, de mers pe stradă, să zicem, noaptea sau orice eveniment de genul acesta. Însă e o țară foarte mare, deci în Rusia trebuie să fii pregătit în zonele aceea din Siberia, că sunt zone pustii și unde nu ai asistența de care te-ai bucura într-un oraș mare. Deci nu există spitalele, atelierele auto, eu știu, și alte lucruri. Trebuie să ai cu tine un pic de pregătire pe partea aceasta de logistică, să zici. În schimb, ca oameni, sunt absolut extraordinari. Și ne-am schimbat cu siguranță viziunea totală asupra Rusiei și asupra României. Pentru că venind de acolo, dintr-o dată vedem România ca o țară civilizată și europeană și absolut deosebită. Și colegii noștri ne se tot plâng și tot zic că vai că România e așa, că suntem cu probleme noastre, cu corupți, cu că nu avem ce ne trebuie și că ne comparăm cu Germania. Nu e adevărat, România e o țară deosebită, să știți, față de zonele sau marea parte a continentului euroasiatic, la noi este o viață frumoasă. Dar cum și v-ați obișnuit cu frigul? Nu a fost frig, am fost în perioada de vară, când nu era foarte frig, însă erau mulți țânțari. Dar nici aceea foarte mulți încât să devină o problemă. Dar am avut temperaturi de 20 de grade, în schimb când am coborât spre Caucaz și am venit pe lângă Marea Caspică, am avut temperaturi de 40 de grade în Kazahstan și în deșerturile de acolo, unde erau crescătorii de cămile din zona respectivă, deci era extrem de cald. Extrem de cald, dar am rezistat și am trecut cu bine de zonă. Deci cu frigul chiar nu. Dar hainele groase n-au lipsit din bagaj. Am avut, așa, iarăși, ca o idee preconcepută cumva, sigur, toți am avut cu noi și ceva mai gros, dar nu prea le-am folosit, sincer. Povestiți-ne o zi mai deosebită din Siberia, o întâmplare care v-a rămas în minte. Sunt multe întâmplări deosebite, dar una interesantă ar fi lângă lacul Baikal. Este o republică rusă numită Buriatia. E o republică unde e populație mongolă, practic, și peisajul din zona respectivă e asemănător cu cel din Mongolia. Sunt văi largi, între munți, pășuni întinse, deci stepe. Și oamenii de acolo au alte credințe religioase, vorbind, și am tot văzut pe marginea drumului anumite mici monumente, în mod clar religioase. Și la un moment dat, era chiar o dimineață ploioasă, era o familie la un astfel de monument, la vreo 500 de metri de drum, și am mers și noi cu mașinile. Au fost foarte deschiși și ei, nu i-am deranjat cu nimic. Au zis, da, stați și uitați-vă ce facem. Și am văzut ofrandele pe care le aduc ei a strămoșilor lor și aveau mâncare, aveau tot felul de băutură, inclusiv lapte și astea care le-au depus acolo. Erau budiști din zona respectivă și au împrăștiat mâncarea în jurul acelui monument. Și după ce s-au retras și au plecat, noi am mai rămas un pic în zonă și am văzut foarte interesant niște păsări răpitoare, practic din cer au coborât, nici nu ne așteptam, niște agvile și niște păsări înrudite cu ele, care au venit și au aterizat în jurul monumentului și au consumat hrana aceea de acolo. Deci, extraordinar, așa ca și sentiment că, uite, totuși se dai înapoi naturii și omului, omul să dea înapoi naturii. Mă rog, în ideile lor religioase, care nu sunt ca așa noastre, sunt diferite de ortodoxism, dar sigur și ei au spiritualitatea lor absolut extraordinară care este în zona respectivă și a fost o experiență care ne-a rămas tuturor în minte. Și cum a decurs munca de cercetare? Ce făceați în Siberia? Eram împărțiți, pentru că timpul era foarte scurt, eram împărțiți fiecare cu sarcinile lui. Deci am avut un coleg de la universitate care era entomolog pe partea de studiu al insectelor. Am avut un coleg zoolog, un coleg botanist. Noi, eu și cu doi tehnicieni de la Jibou, colectam carote din arbori, practic, să vedem acea secvență a inelor anuale. Ați pentru că ele și animale mai... Am întâlnit, sigur, nu ce ne-am fi dorit, n-am întâlnit tigru siberian sau leopardul siberian, dar am fost în zonele lor, am văzut urmele lor și excrementele lor și după aceea chiar ne-am retras, că era seară și eram exact în zona tipică de vânătoare a lor, dar oricum sunt foarte rari și foarte greu de întâlnit.
Dar, în general, n-am văzut așa multe animale sălbatice cum ne-am așteptat, ne-am fi așteptat, sau cum vedem la noi. Deci căprioare, am văzut vreo 4-5 căprioare pe parcursul unei luni de zile. Când am mers ieri spre Jibou, am văzut 3 căprioare numai pe drumul dintre locul de la mine acasă până la Jibou. Deci, dar probabil faptul că aici e civilizație și în rest e pustiu, face animalele să fie un pic mai retrase față Sunt de om. Curioasă, ce ați mâncat în Siberia? Ați mâncat și ceva specific? Am mâncat și mâncăruri specifice. Mie îmi place, în general, să gust din toate ciudățenile și pentru a simți un pic așa aroma locală și a intra mai bine în zona respectivă. Dar, ce ciudățenii ați mâncat? Dar, bine, am mâncat pești care există numai în lacul Baikal, să zicem. Nu sunt niciunde în lume. Și, dar am făcut, să știți, și mâncare tradițională românească. Pe malul Mării Japoniei am făcut un bograci, cum se zice la noi, din acela în ceaun. Am avut și ceaun cu noi, care am pregătit și să campăm în sălbăticie, dacă e cazul. Și acolo le-am făcut și le-am dat și rușilor de acolo să guste, și din pălinca noastră românească, și din bograciul nostru făcut la Marea Japoniei. Deci a fost așa o îmbinare, da. Am avut și mâncare cu noi și, în general, în Rusia și rușii, etnicii ruși, mănâncă cam ce mâncăm noi. Deci aceleași. Bine, în zonele, iarăși, musulmane nu se mănâncă porc, sunt alte obiceiuri culinare, dar cam n-am suferit de foame, în general ne-am descurcat. Ce știau localnicii despre România? Ce unii nu știau nici măcar de existența ei, chiar ne-am distrat că polițiști, cred că erau, da, oficiali, și care au zis că, da, unde e? Ce e România? Ce e asta? Păi e o țară, păi unde e? Păi în Europa, așa acolo. Și cine-s vecinii? Ne-au întrebat pe noi, parcă necrezând că există o astfel de țară, trebuie să le spunem și vecinii României. Na, și după aia le-am arătat și pe hartă și s-au lămurit. Dar alții cunoșteau. Alții își mai aminteau de Hagi și în Turcia, când ne-am întors, sigur, Hagi era absolut venerat și foarte apreciat împreună cu Lucescu. Așa. Dar, în general, puțin știau. Bine, oamenii trăiesc izolați acolo de multe ori și viața lor e grea și, da. V-ați mai întoarce în Siberia, dacă ați avea ocazia? M-aș întoarce. Nu neapărat așa ca un drum transiberian, cât în anumite zone ale Siberiei cu siguranță aș merge. Faptul că am mers a fost o expediție unică, practic. În România nu s-a mai făcut o astfel de expediție științifică. S-au mai mers în Siberia de multe ori. Multe persoane au mers acolo, dar să ai background-ul acesta și să ai oamenii aceștia de știință pentru dedicați unui scop științific cum este acesta, nu am și mai făcut o astfel studiului? De... Concluziile, încă lucrăm pe ele. Anumite am descoperit specii noi, să zicem, de insecte care nu se mai cunoșteau pe glob, practic. Deci sunt specii noi pentru știință care au fost descrise de acolo și observațiile pe care le-am făcut pe parte de schimbări climatice sunt absolut deosebite. Și universitatea, faptul că universitatea a conștientizat importanța acestei expediții și ne-a ajutat a fost un lucru deosebit și de apreciat și le mulțumim și pe această cale până la urmă că au fost alături de noi și au înțeles importanța și ne-au susținut să putem merge. Ultima întrebare, vă vedeți chiar și la vârsta pensionării tot călător, tot în drumeții? Da, păi noi acum, sincer să vă spun, studiile care le-am făcut acolo nu sunt complete până nu întregim circumferința globului. Deci ar urma o expediție nord-americană care să studieze același tip de pădure pe continentul nord-american. Deci, vom vedea ce se va întâmpla. Călătorii n-are vârstă. N-are vârstă, nu. În general, nu. Noi trecem prin vârstă, din păcate, și nu mai suntem atât de apți fizic să mergem cum am fi când suntem tineri, dar nu trebuie să te lași, în primul rând. Asta e cel mai important, să mergi. Vă vedeți și la 70 de ani scalându-l în minte? Văd, da, da, nu tipul ăla de escaladă verticală, dar de ce nu? Da. Vă mulțumim încă o dată, domnule Sicora, și vă mai așteptăm cu drag și cu altă ocazie. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru atenție, rămâneți cu NCN. Iubim apa.